Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Slatina împreună cu jandarmi din cadrul IJJ Olt au acționat și în seara de 31 martie la manifestația spontană desfășurată pe raza Municipiului Slatina, cu scopul respectării ordinii și liniștii publice, al prevenirii producerii de pagube, dar și al protejării participanților, nefiind înregistrate evenimente negative în desfășurarea acestora. În urma activităților desfășurate, polițiștii au aplicat zeci de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor legii numărul 55/2020 pentru deplasare în intervalul 22:05, dar și o sancțiune contravențională pentru încălcări ale legii 61/1991 privind normele de conviețuire socială în valoare de 300 de lei. Pe această cale, polițiștii recomandă în continuare adoptarea unui comportament precaut, păstrarea distanțării fizice, purtarea măștii și limitarea expunerii și în spații aglomerate, respectarea limitării deplasărilor în intervalul 22:05 doar la situațiile justificate și informarea din surse oficiale. Efective sporite de polițiști și jandarmi au acționat și seara trecută pe raza municipiului Slatina, cu ocazia manifestării spontane ce a avut loc. Activitățile polițiștilor au vizat menținerea unui climat de ordine siguranță publică și prevenirea săvârșirii de fapte antisociale. Totodată, polițiștii au aplicat 27 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea legii 55 din 2020 în valoare de 10.000 de lei. Totodată, în ultimele 24 de ore, peste 200 de forțe de ordine au participat la activități de verificare ce au avut loc la 84 de societăți comerciale, precum și la 25 mijloace de transport persoane. Totodată au fost legitimate aproximativ 1800 de persoane. Pentru abaterile constatate au fost aplicate 119 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor legii numărul 55/2020, în valoare totală de peste 39.700 de lei, dintre care 77 pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală și 42 pentru nerespectarea interdicțiilor privind deplasarea libera circulație în valoare de 22.500 de lei.